angajații Complexul Energetic Hunedoara primesc bani pentru Paști. Sunt, spun cei care au negociat aceste cuantumuri cu conducerea executivă a Complexului Energetic, tichete cadou. În fapt, spun liderii minerilor și energeticienilor, s-a convenit asupra sumei de 230 de lei în tichete cadou. Minerii și energeticienii vor intra în posesia lor până în data de 25 aprilie acestui an. Față de anul trecut, sumele sunt ceva mai mari și asta pentru că acum un an fiecare angajat a luat de Paști 220 de lei, sumele fiind prevăzute în contractul colectiv de muncă și negociate în comisia din care fac parte sindicatele și administrația CEH. Complexul energetic este printre puținele firme de stat care plătește adaosuri salariale angajaților lor, în ciuda situației economice nu tocmai bună a firmei. Protestul elevilor, profesorilor și părinților, anunțat pentru miercuri la prânz, a fost deocamdată amânat. O spun părinții, primii interesați ca două clase din Petroșan să nu fie desființate. Asta pentru că vorbim despre două dintre cele mai căutate profiluri, pentru care copiii deja au optat în listele pe care le-au înaintat către licee. Înainte de organizarea mitingului, am redactat o petiție, o solicitare pe care am adresat-o doamnei ministru, domnului președinte al Consiliului Județean, doamnei inspector general. Această petiție a fost trimisă și pentru a nu crea o tensiune și o presiune suplimentară în această perioadă de analiză, am hotărât să amânăm mitingul programat pentru mâine, să lăsăm un timp suplimentar și să vedem ce se mai întâmplă. Peste 160 de părinți a elevilor din Petroșani, care acum sunt în clasa 8-a, erau gata să iasă în stradă să protesteze pentru că noua reformă a învățământului a eliminat două clase la cele mai bune licee din Petroșani. În acest oraș sunt 4 licee, 2 teoretice și 2 tehnologice. Și potrivit statisticilor celor de la ISJ, sunt 314 elevi de clasa 8-a, care încap în 11,2 clase. ISJ spune că a aprobat 13 clase și acestea sunt 3 la Colegiul Național Mihai Eminescu, din 4 câte avea până acum, alte 3 la Colegiul Național Carmen Silva, tot din 4, 4 pentru Hermes, din care 2 pentru Liceu Tehnologic și 2 la Profesională. Și la Dimitrie Leonida vor fi 3 clase de școală profesională. Toate însă elimină criteriul ce stă la baza alegerii elevilor, și anume clasele cu cea mai mare căutare, acestea fiind exact cele ce ar urma să se desființeze și care au profilul de matematică informatică. Din joacă, aproape fără să învețe, combinând pasiunea cu ideea de a descoperi noutăți, curioși și foarte îndrăzneți, numai puțin de 17 elevi ai Colegiului Național Mihai Eminescu s-au calificat la faza națională a diverselor olimpiade școlare. Este o performanță despre care cei care au ajuns an de an la ea ne spun că e doar o joacă frumoasă, în care cred. Cum vezi tu matematica? Ca o știință exactă, care nu este subiectivă și care se potrivește cu personalitatea mea. Pentru rezultatul ăsta n-am învățat aproape deloc, sincer. Pentru că eu m-am dus inițial la limba română, la limba română, la matematică, cum am spus, nu se potrivește chiar așa de bine, pentru că nu sunt o fire expresivă. Am ajuns să merg și la matematică, însă provocarea mea era limba română. Acolo vreau eu neapărat să ajung la națională. N-am ajuns și s-a făcut cumva să ajung la matematică. Fapt ce a fost un lucru foarte bucurător pentru mine, dar nu mă așteptam, sincer, să ajung la matematică. Și dacă Rareș împacă tenisul cu matematica, pe via limba română, pe Paul îl găsim an de an la fizică. Ne-a și spus că mereu a căutat pentru orice o formulă matematică, așa încât să sintetizeze totul cu o demonstrație din cifre. Sunt pasionat. Asta e cheia succesului, de fapt. Nu învăț. Asta e cheia, de fapt. Nu învăț. Trebuie să înțeleg. De exemplu, dacă nu învăț la ceva la școală, la mate sau la fizică, dar nu înțeleg sau nu știu demonstrația, nu folosesc în problemă. Dacă nu înțeleg lucrul respectiv sau nu l-am demonstrat înainte. Nu-mi place partea practică și am ținut un discurs la DEVA acum câteva luni și am numit ceea ce îmi place mie fizica axiomatică, bazată pe axiome și din care urmează niște teoreme. Și dacă cei doi băieți au mers pe partea de științe exacte, colega lor din clasa a 7-a, Gala Jura, a găsit, calificându-se la faza națională la cultură civică, modul de a încuraja masele să se unească și să protesteze pentru anumite drepturi. Noi a trebuit să facem un proiect prin care să găsim o soluție ca să oprim nerespectarea dreptului la asociere pașnică.
și la asociere și întrunire pașnică. Și noi am făcut un caz concret, am creat o poveste și am găsit soluția, care este prin chemarea asociațiilor non-guvernamentale, implicarea grupului Impact. Sunt 17 tineri, a căror perspective de viitor se întrevăd fără probleme chiar de azi. Au fost cei mai buni din județ la mai toate materiile și asta îl face pe directorul liceului să spună că este în topul liceelor pe județul Hunedoara. Avem rezultate notabile la concursurile și olimpiadele școlare și, după cum ați văzut, numărul, deci numeric, ca și anul trecut, ne situăm undeva tot în aceeași zonă, în sensul că dacă anul trecut am avut 15-16 copii la fazele naționale calificați și în acest an, după cum vedeți, avem 17. Avem două echipaje la cultură civică la gimnaziu. Doamna Săcaci Gabriela este cea care îi coordonează, iar deja aici la liceu, elevii care anul precedent s-au calificat la aceste faze își mențin aceste performanțe. Cristina Ștefania, Roberta Baia, Gala Jura, Maria Stoica, Mădălin Mitrofan, Rareș Roșulescu, Sergio Ionașc, Daria Petrescu, Ioana Poroianu, Raisa Maria Bulf, Paul Trofin, Vlad Contesi, Mihaela Alexandra Stamate, Mădălina Câmpean, Octavian Bumbac și Gabriela Cristocea sunt cei de care vom auzi și după faza națională a olimpiadelor. Unii dintre ei chiar s-au calificat la două discipline, cum este cazul tânărului Sergio Ionașc, cel care va merge și la geografie fie și la matematică, însă pentru ei totul e luat în joacă și poate tocmai de aceea au și performanțe apreciabile. Adrian Negoiță, un elev pasionat de informatică și un bun manager de echipă, va reprezenta Valea Jiului, Colegiul Tehnic Constantin Brâncuș din Petrila și, de fapt, România la cel mai mare concurs de robotică din lume. Este cel la cărui activitate a fost atent monitorizată de organizatorii campionatului național BRD First Tech Challenge România și îl vom vedea la Detroit. Acolo speră să impresioneze cu ambiția lui de a reuși. Eu voi reprezenta echipa UAFI, zona Petrilei, chiar și România, la campionatul mondial de robotică din Detroit, Statele Unite, mai exact Michigan. Acolo vom participa 4 echipe de robotică care s-au calificat pe cele mai bune locuri cu ajutorul roboților săi, care au făcut extraordinari, și încă 3 membri care au câștigat first din listă World. Acești 3 membri au fost recunoscuți de către fondatorul competiției, în cadrul competiției de la București, ca fiind un exemplu de leadership în echipă. Eu mă gândesc că probabil să-i impresionez cu ambiția mea sau cu motul meu care este în felul următor. Nimic nu este imposibil, trebuie doar să vrei. Adrian însă a mers la București alături de echipa UAFI, copiii care recunosc că vin în timpul liber și caută să lucreze la acel robot. Au lăsat totul deoparte și uneori în clasa în care stau trece și noaptea, fără ca ei să simtă asta. Și toți spun că la următoarea ediție vor să plece în Statele Unite ale Americii, dar rețeta cu care au ajuns aici este una uluitor de interesantă. Eu am învățat programare de pe internet cu sfaturile unui YouTuber pe care chiar îl admir și îl respect, se numește Cristian Dascălu, este românul care a refuzat Google, probabil cunoașteți, și mi se pare un super om, are un stil de viață și niște idei super ok pe care le-am urmat și am reușit să învăț programare chiar pe aceeași pași pe care a reușit și el. Școala nu i-a pregătit exclusiv pentru asta, dar cei din Petrila știu ce au de făcut. Au ajuns în top și nu se vor opri aici. Este o muncă titanică în urma înscrierii în competiția BRD First Challenge. Competiția prevede mult mai multe aspecte, deci nu este doar crearea unui robot. Este vorba de cum se prezintă, este vorba de cum știu să interpreteze ceea ce fac, cum știu să scrie un caiet tehnic, adică ocupă efectiv toate materiile pe care le studiază la școală. Au muncit la acest robot și în ajutorul lor a venit și un fost elev al acestui liceu, care acum urmează deja cursuri universitare în domeniu. Mentorul lor tehnic, i-am sprijinit în ceea ce privește partea tehnică în momentele în care erau probleme sau apăreau anumite probleme. Cel mai important este faptul că este o echipă minunată, s-au descurcat foarte bine, au reușit să ajungă la o performanță la care, sincer, nu ne așteptam. La finalul celor 3 zile în care peste 1500 de elevi din întreaga țară s-au luptat pentru a convinge juriul ca o echipă și un robot gata să facă performanță la campionatul mondial First Tech Challenge din Detroit, cele mai bune echipe au fost desemnate.
Robotics Hunedoara, echipa Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu. Din Hunedoara, WhatsApp, echipa Colegiului Național Dinicu Golescu. Din Câmpul Lung Muscel, Xeo, echipa Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Și Quantum Robotics, echipa Liceului Teoretic Internațional de Informatică București. Din Petrila însă pleacă la Detroit Adrian Negoiță și aceasta este una dintre cele mai mari oportunități ale întregii echipe.